Examenul de ocupare a funcției de inspector școlar general în județul Buzău a avut loc ieri la Ministerul Educației. La prima probă, testul grilă, actualul inspector general școlar Geta Burducea și profesorul de matematică de la liceul din Nehoiu, Claudiu Corcodel, s-au retras din concurs. Singura promovată la această probă a fost Ionela Voicu, care a putut susține următoarea probă, cea a CV-ului, și ea a picat însă examenul deoarece nu a întrunit punctajul minim admis de 7 puncte. Cei trei candidați, așa cum am spus, au obținut rezultatele respective, cu specificația că în turul sau după testul grilă, doamna Voicu a depășit sau a întrunit cele 7 puncte minime, a avut 7 și ceva, mergând, așa cum am spus, pentru probele următoare de concurs, dar, din păcate, CV-ul nu a fost suficient pentru a promova. Rezultate surprinzătoare au fost obținute nu numai la Buzău, ci în întreaga țară. Zeci de candidați s-au retras din examen sau au picat din cauza gradului de dificultate crescut al subiectelor. Aceștia au invocat diferențe între bibliografia de concurs și subiectele primite. Greu sau mai puțin greu, nu pot spune. A fost organizat, în schimb, cu foarte multă seriozitate, cu foarte multă transparență. Și de această dată nu putem bănui pe nimeni că, așa cum de regulă se proceda, ar fi putut influența într-un fel sau altul rezultatul. Chiar dacă concursul părea în vremurile vechi a se desfășura în mod corect, pentru că nu aveam ce reclama, totuși bănuiam anumite lucruri care se petreceau în spatele aparențelor. Până la organizarea unui nou concurs, conducerea Inspectoratului Școlar Buzău va fi asigurată în continuare interimar de același inspector școlar general, Geta Burducea.